Stimați telespectatori, am avut în această pauză ocazia să mai aflu ceva noutăți de la Niculina, fiind vorba tot de minte, pentru că eu îi spuneam, dom'le, afirmații, afirmații, eu le spun nu de câteva luni, de câteva zile, 29 de zile, le spun de câteva luni, poate să zic, poate chiar de mai mult de un an. Și sunt lucruri pe care practic nu mi s-au dus la îndeplinire. Care este secretul cu aceste lucruri? Vreau aia, o afirmație și totuși nu s-a împlinit. Și am întrebat-o pe Niculina care este explicația totuși, pentru că una eu să o fac și să o spun și să nu mi se întâmple și să spun telespectatorului, fă și tu și nici ție să nu se întâmple nimic. Și Niculina a venit acum și a descoperit ceva. Ia spune ce. Da. De curând am mai descoperit așa, în cunoașterea asta fiind ceva nou și partea de psihologie cuantică, încă sunt cercetări, încă sunt și eu cercetez în continuare. Și am descoperit că în momentul în care spui o afirmație, o spui într-o modalitate ca și cum să te auzi, pentru că în momentul în care te auzi, deja începi să crezi în ea. E ca și cum ți-o spui tu din afară, nu știu cum să vă explic. Încep să crezi în ea, spunând lucrul ăsta, și să o spui ca și cum ești, adică eu sunt din totdeauna. Moment, vreau să-mi spui acum ce înseamnă eu sunt. Doar atât, eu sunt. E starea de ființare pe care Mântuitorul Iisus ne-a arătat-o. Eu sunt ceea ce sunt. Da. Deci tu ești, adică ești în starea aia. Tu ești, dacă ești nervos, eu sunt nervos. Ca aia ești. Eu sunt, exact cum am spus, ființarea. Ești și atât. Și la afirmații, în momentul în care spui eu sunt, da, abundență sau da, eu sunt sănătate radiantă, da, care este diferența între eu sunt sănătate radiantă și eu am toată averea de pe fața pământului? Da, diferența este, eu sunt sănătate radiantă, tu de fapt activezi scânteia divină din tine care va activa la rândul ei corpul albastru care o să-ți aducă starea de sănătate. Deci tu ești sănătate, nu sper să fii sănătate, sau eu am sănătate. Când spui am sănătate, există și varianta să nu ai. Deci vorbești din dualitate, a fi sau asta a nu fi. Diferența. Pe când spui sunt sănătate, ești. Începi să crezi că ești și vei manifesta ceea ce crezi. Hai să nu râzi de mine, eu merg de acasă până la servici, în mașină, am ceva kilometri într-un capăt celălalt al orașului și spun eu sunt dintotdeauna sănătate radiantă, eu sunt, și repet, de 3 ori și după aceea iar de 3 ori altă afirmație. Așa. Și? Nu ți-e mai bine când spui lucrurile astea? Ok, mi-e mai bine, problema e alta, că la aceea, cum ai spus tu un pic mai devreme, tonalitatea trebuie să fie altă. Eu sunt... Păi da, ca și cum intri într-o stare mai profundă, de conștiință. Păi eu merg la volan și nu prea pot să le spun. Și eu spun la volan, dar în momentul în care spui, eu mai scriu pe Facebook, cei care sau pe blog, găsiți, repetați afirmația lent, ca și cum se odihnește în tine, ca și cum intră în fiecare celulă din interiorul tău. Așa cum v-am mai spus, în 6 luni de zile schimbăm informațiile în celulele noastre, până la nivel de structura ADN. Acum fac o cercetare, voi face un doctorat pe psihologia cuantică în care voi demonstra că aceste lucruri pe care le facem în minte, cu afirmații, ajung să crească substanța cenușie de pe lobul frontal și să schimbe structura, informația din structura ADN. E posibil, știam că e trecerea, schimbarea structurii ADN-ului este trecerea aceasta care spune din dimensiunea 5-a. Asta va fi... Mereu ne schimbăm pe la nivel genetic, datorită minții noastre. Cu mintea creăm. Maimuța. Maimuța. Nu aia maimuța, cealaltă minte superioară. Noi avem 2. Una e maimuța și una e mintea superioară sau mintea sinelui nostru divin. Bun, deci în 6 luni ți se schimbă informația, dar să-ți imaginezi cum intră în interiorul tău. Vă dau un exemplu. Eu. Îți imaginezi cum intră din cap până în picioare acest eu ca o frecvență, ca o vibrație. Sunt. La fel îți imaginezi. Dintotdeauna. Sănătate. Radiantă. Deci nu te fugărești. Degeaba o spui de 100 de ori fugărit, că nu intră nicăieri.
intră pe ei și iese pe aici. Deci nu ajunge până la degetele picioarelor. Eu îmi imaginez cum merg eu la vola și spun, eu sunt întotdeauna. Păi da, hai să vezi cum ai să mergi foarte ușor și relaxat și așa mai departe. Și pentru dacă intri mai, iartă-mă, și dacă mai văd pe unul în trafic care îmi face vreo problemă, n-ai să-i faci, nu o să te mai afectezi nimeni. Pentru că tu ești deja într-o stare extinsă de conștiință când faci lucrurile astea. Și nu te mai afectează nimeni. Nu mai observ pe ăla. Nu mai observ pe ăla, nu-l mai înjur, nu mai zici nimic, nu mai... Atunci ești în pace cu tine, pentru că tu atunci ești conectat la tine. Da? Deci afirmația le spuneți în așa fel încât să intre în voi, să simți că a intrat în tine cu fiecare respirație. Îi spuneam lui Gina mai devreme că am descoperit în cercetarea asta a mea că mintea noastră nu face diferența între ce faci concret, fizic, și ce îți imaginezi că faci. Ei, asta, e super tare. Asta chiar a fost ultima bombă, stimațele spectatori, și am spus, trebuie să o spunem în direct, da, că nu se poate, este prea prețioasă informația. Așa este. Drept pentru care eu am început să aplic. Eu când aflu informații, încep să o aplic pe mine să văd, funcționează sau nu. Dacă funcționează, dau mai departe, dacă nu, asta e, n-a mers, căutăm altceva. Și am început această afirmație, am descoperit lucrul ăsta, mi-am explicat de ce eu când făceam arte marțiale, am făcut vreo 5 ani și șotocan, fudocan, am o centură neagră pe acolo mai de mult. Când făceam... Asta e aviz amatorilor, nu? Nu, am făcut pentru mine așa, ca să-mi creez un caracter mai puternic, mai hotărât. Și în momentul în care făceam antrenament, seara, până adormeam, vedeți intuitiv cum sufletul spune ce ai de făcut, numai să-l asculți, făceam mental tot katasul și toate chihonurile, tot ce aveam noi de făcut acolo. Ce făcusem în seara aia la antrenament? Seara mă culcam cu ele în minte, repetam. Vreau să spun că tot timpul aveam o execuție aproape perfectă din cauza aceasta. Eu nu mi-explicam, dar eram foarte bun. După care, acum citesc negru pe alb de la un neurolog, mulți cercetători dintre ăștia care descoperă acum această latură a minții noastre, a capacității noastre de a ne crea realitatea, care spune că mintea nu face diferența între aia și aia. Și am zis, ok, eu voi lucra cu mintea mea, următorul subiect la care lucram mai de mult, dar nu s-a întâmplat nimica. De ce? De ce? Pentru că nu spuneam afirmația cum trebuie, o spuneam din dualitate, spuneam eu am atâtea kilograme, în loc să spun eu sunt atâtea kilograme, și atunci a existat și varianta să nu am, așa că mai dădeam jos, iar mai puneam și tot așa. Jonglam pentru că existau dualitatea. Ei, acum, dar asta am început după, am aflat de afirmații, să o spun corect, după ce începusem deja de o săptămână lucru cu mintea. Stau în pat seara la culcare sau dimineața, când mi-e foarte greu să mă mișc fizic, concret, încep să fac gimnastică prin casă și îmi imaginez cum fac gimnastică. Adică cum fac abdomene, genuflexiuni, cum fac echeri, cum alerg pe bandă, cum fac la bicicletă, toate astea. Într-o săptămână, oameni buni, am dat 2 kg. Într-o săptămână de mentalizări dintre asta. Și în următoarea săptămână am mai dat 2 kg. Drept pentru care e fantastic. Încercați. Stai puțin. Da. Practic. Ia-mă ușor. Pur și simplu stau la orizontal în pat. Stai la orizontal în pat. Și imaginez dimineața, da. Da. Și ți imaginez că faci. Eu fac. Că da? Tu faci. Deci okay. Mă vizualizez pe mine cum fac gimnastică. Câte minute vizualizez exercițiul, de exemplu, alergând nu, pe bandă? Cât contează? Până simt eu, nu contează. Nu contează. Deci la mine nou, n-am ținut cont din astea. Cât focalizez ca perioadă de timp de la eu un cap? Eu cam 10 minute, un sfert de oră fac. Așa cum făceam și înainte gimnastica real, concret. Așa, deci 10 minute, stimate telespectatoare, care vreți și stimați, să vă... Poate și stimați telespectatoare, dar vine revelionul și știu că doamnele vor să aibă o siluetă. Ia încercat să faceți chestia asta, că mă pun și eu pe treabă de acum să gândesc dimineața, întâi fac exerciții 10 minute și după aceea mă ridic din pat. Și vreau să mai spui un lucru, pentru că am vrut, nu odată, de mai multe ori în emisiunea noastră, în ultimele emisiuni, să mai repet odată, cum trebuie să procedez, cum este bine, scuză-mă, să da. Procedez, dacă vrei să faci ceva, cum focalizezi, ce faci, pentru că a fost odată o afirmație de-a ta, a făcut-o, a verificat-o, am primit feedback, a fost ok, mai spun odată telespectatorilor, pentru că sunt convinsă că foarte mulți oameni vor să-și împlinească anumite vise și să le dăm patentul.
am înțeles eu ce vrei tu. Dar oricum, cam tot asta. Cum vrei să faci ceva real? Să faci real, să faci. Că mie mi-ai spus, eu sunt mașina pe care o vreau. Da. Ca exemplu. Da. Deci să nu spune, să nu spui eu am. Sau da, eu vreau. Folosești ce eu sunt. Așa. Să fii ființare, pentru că în momentul ăla intri în armonie cu lucrul ăla pe care îl vrei, sau cu obiectul, sau cu serviciul, sau cu cine vrei tu, intri în rezonanță și el vine spre tine. Și dacă vrei să focalizezi, așa cum am făcut-o acum vreo 2-3 luni, și ai spus că focalizezi deci, ceva. Deci, focalizați timp de 20 de minute sau 10 minute. La 28 de minute s-a materializat un măr, un student din America, dar nu despre asta e vorba. 5 minute, 10 minute, te gândești doar la lucrul ăla. În orice spot luminos, în orice LED care apare, îți imaginezi cum tu ai lucrul ăla. Deci îl vizualizezi? Îl vizualizezi. Acel lucru în lumina respectivă, da, indiferent că e lumânare, candelă, bec, indiferent ce este, da? Da. Îl focalizezi? Îl focalizezi și gata, intră în rezonanță, ca și cum intră în tine și o să vezi că ai să simți, ca și cum ai intrat în interiorul tău. Tot arăt în zona asta, că asta e zona sufletului, zona cu canalul ăsta de energie cu care comunicăm cu alții și așa mai departe. Dacă ar fi vorba de o protecție, mai revin o dată la lucrul ăsta, mai vorbit acum câtva timp, dar aș vrea să mai revenim un pic pe protecție. Mai repetă-ne un pic, dacă ai noutăți, chiar te rog să ni le spui. Pe protecție, ce ne poți spune? Da, din ce am aflat eu în ultimul timp, steaua aia de care vorbește și Ivan Hove, nu știu dacă știți, steaua aia așa cu 5 colțuri, este protecția cea mai puternică, care și Michelangelo a vorbit despre așa desenat-o și mulți alții. Este vorba de steaua lui David, cred, sunt sigur de fapt, care în momentul în care faci steaua lui David, semnificația acestei stele este omul îndumnezeit. Această stea are o protecție maximă, din ce am aflat eu și am și văzut, am și făcut, am și practicat, am arătat și la alții și într-adevăr, în momentul în care faci această stea pe tine, tot corpul tău se armonizează și intră în armonie atât celulele fizice, cât și mintea, cât și câmpul energetic, încât devii ca un glob de lumină, așa. Pac, în jurul tău se întâmplă. Și am făcut acest exercițiu de plasat steaua albastră pe mine, în fața unei doamne care are clar vedere și a văzut toate aceste lucruri, cum s-a întâmplat și cum am devenit ca un nou luminos. Cum se face această stea? Cum se face această stea? E simplu. Da. Deci, vă imaginați cum plecați cu o linie de la genunchiul stâng, la frunte, la genunchiul drept, pe umărul stâng, pe umărul drept și te duci înapoi la genunchiul stâng. Deci da? Începe de pe genunchiul stâng, se duce pe umărul drept, pe frunte, da. De pe frunte se duce pe genunchiul drept, apoi pe umărul stâng, pe umărul drept și din nou revine la genunchiul stâng. A doua mișcare, ca să fie clar, a doua mișcare de la genunchiul stâng plecând este fruntea, ca să nu confundăm. Vorbește foarte mult și maestru Ivan Hof de această stea lui David și de implicațiile ei și de cât de puternică. El ne recomandă seara înainte de culcare să facem această stea deasupra corpului nostru, așa cum v-am zis eu, tocmai pentru a merge, așa cum știți, sufletul nostru seara, o mare parte din el pleacă undeva în dimensiuni înalte, în așa fel încât să ajungi unde trebuie, să te întorci cum trebuie. Da. Stea albastră, oricând o puteți pune pe dumneavoastră, o pun și dimineața și seara, și pe mașină, și în fața mașinii. Și... Mai trebuie completată vreo afirmație în momentul în care o faci? Nu, doar îți imaginezi această stea, aceste linii pe care le unești, de preferat să fie albastre. Linii albastre. Iată că, stimați telespectatori, ați primit și încă o informație chiar de protecție de data aceasta. Sper din tot sufletul să vă fie de folos și să vedeți diferența în momentul în care o faceți și o practicați și să simțiți că într-adevăr vă protejează. Este vorba de energie, practic noi toți suntem energie și corpul nostru tot energie, este doar că suntem materializați. Energia este divină, noi suntem creați de Dumnezeu și pentru că la început a fost cuvântul, nu? Da. Biblia spune foarte clar, iar ceea ce spune noi este în corelație totală cu Biblia.
Nu facem acum cuvânt cu cuvânt, pentru că ar fi foarte greu să ne punem noi în practică. Specialitatea noastră. Nu-i specialitatea noastră. Teologii de asta. Exact. În ceea ce, în emisiunile noastre și ceea ce a făcut Niculina, toată experiența. Câți ani de experiență ai, Niculina, de când practici tu? De vreo 20 de ani. De vreo 20 de ani. Ei, să nu credeți că e foarte în vârstă, nu. Nu, dar are, ea s-a născut cu niște daruri și pentru că v-am mai povestit într-o emisiune, pe la începutul emisiunilor noastre, că mentorul ei a fost părintele Iustin și că se ducea cu mămica ei la părintele Iustin și spunea că este un copil deosebit. Părintele Iustin cu siguranță îl cunoașteți și știți că este un clar văzător cu Duhul. Și cu atât mai mult, în momentul în care a încurajat-o pe mama Niculinei să o lase pe Niculina să se dezvolte, înseamnă că a știut ce spune. Niculina, aș vrea să-ți mulg promisiunea că ne vom vedea și în luna următoare, deși tu mi-ai spus că noiembrie nu. Asta e pentru luna noiembrie. Asta e pentru luna noiembrie, nu? Și bun. Poate în decembrie. Atunci, în decembrie, ne faci onoarea ca de ziua ta de Sfântul Nicolae sau prin preajma zilei singura de Sfântul Nicolae. Singura sâmbătă liberă mai am pe 15. Pe 15 decembrie? Păi, e bine. Dacă pe 15 vrei să fii aici și imediat după aceea va fi 21, o să fim încântați să te avem printre noi și faptul că vii cu liniștea ta, cu bucuria și cu pacea pe care ne-o transmis tuturor și să liniștim telespectatorii care sunt agitați în privința acestui 21. Repet, este foarte important să fim cu pacea în suflet și să ne gândim în permanență că ceea ce gândim, creăm și dacă noi vom gândi pozitiv și gândurile noastre vor emite în eter materializarea în pozitiv. Nu va fi sfârșitul lumii, nu va fi nicio catastrofă, mai sunt cutremure, e normal să fie cutremure, mai sunt și tunete, e normal să fie, cum spunea Niculina, că e un pic de război acolo interstelar, ce dacă și la noi pe pământ se bat, nu? Niculina, este poate prea mult spus că viața este deosebit de frumoasă. Și merită să o trăim la maxim în momentele principale pe care le avem, acela în care suntem în acum. Pentru că ăsta este momentul principal. Eu am învățat foarte multe și îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc și telespectatorilor că sunt alături de noi și că simt vibrația noastră și este o vibrație, zic eu, înaltă. Mulțumesc și celor care ne privesc așa cu scepticism, dar să fiți convins, stimați telespectatori și acei care sunteți mai sceptici, că veți ajunge la vorbele noastre, a lui Niculina în mod special, pentru că viața ne-a demonstrat că fiecare om are momentul lui de cunoaștere și pentru că va fi și pentru dumneavoastră acel moment, dea Dumnezeu să fie cât mai curând, noi vă spunem iertați-ne, vă iertăm, vă mulțumim și vă iubim, vă mulțumim că sunteți telespectatorii noștri, că sunteți cei fideli care ne urmăriți și sunteți susținătorii noștri din toate punctele de vedere. De asemenea, îi mulțumesc și lui Niculina că a avut plăcerea să vină și să fie alături de noi și pentru tot ce ne-a spus astăzi aici. Sper să ne fie de folos tuturor. Iată, eu în direct am mai aflat încă niște lucruri, grozav este lucrul ăsta. Și vă urăm un weekend cât mai frumos, mai plăcut și să ne revedem sănătoși și cu bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Așa să fie.